Numeroși telespectatori ne-au scris rugându-ne să transmitem integral piesa din care am ales semnalul emisiunii noastre. Le-am răspuns acum, prefațând ediția de astăzi cu un joc fecioresc de pe câmpia Mureșului. Și nu întâmplător, pentru că astăzi, taragotistul Dumitru Fărcaș este oaspetele emisiunii noastre, alături de formația Mărțișorul a Casei de Cultura Studenților din Cluj-Napoca. Eu m-am născut într-un sat din Ținutul Maramureșului, în comuna Groș, unde în casa noastră, începând cu bunicul, tata, cei doi frați mai mari, toți au cântat la fluier. Bun înțeles, până la urmă m-am îndrăgostit și eu de acest instrument și am cântat ca mai târziu să dau probele la liceu de muzică, probele de aptitudini muzicale cu acest fluieraș, fiind prin 1956, și mai târziu de la acest fluieraș să trec la oboi și după aceea, după 5 ani de studiu a oboiului, să încep cu acest taragot. Necunoscând acest instrument, care nu era specific în Transilvania, taragotul, am auzit pe predecesorii mei, Luță Ioviță, Ion Murgă Bănățeanu, Iosif Milu și așa mai departe, înspre generația noastră, i-am auzit cântând la radio. M-am îndrăgostit de timbrul acestui instrument, am spus-o și cu altă ocazie, care până la urmă m-a fascinat și am făcut ce a fost posibil ca să intru în posesia acestui instrument, studiind ca autodidact, sigur că la Conservatorul Gheorghe Dima din Cluj nu se predau instrumente de natură folclorică, însă trebuie să spun că ne-am împrumutat experiența studiului de la oboi pentru taragot și se pare că acest lucru mi-a dus bucurii și rezultate foarte frumoase. Rămâne la părerea spectatorilor și telespectatorilor.